scandalul dintre Rusia sublinierei Occidentii amploare, oamenii lui Vladimir Putin trec la amenimbri, ne vom ocupa. Rusia vei răspunde prin măsuri similare statelor Uniunii Europene care i-au expulzat diplomați, a declarat pentru agenția RIA o sursă din Neaerus, după ce 14 state ale blocului comunitar, plus SUA, Canada sublinierei Ucraina au anunțat expulzarea unor diplomați ruși sublinierei într-un gest de solidaritate cu Marea Britanie după otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal sublinierei aflicei acestuia iulia, informează agenția Reuters. Răspunsul va fi simetric. Ne vom ocupa de aceasta în zilele următoare, sublinierei vom răspunde fiecărei cer pe rând, a indicat sursa citat, conform Ager Press. Presubliniere din Teleconsiliului European, Donald Tusk, a anuncat luni ce 14 cer membre ale Uniunii Europene au decis să expulzeze diplomații ruși sublinierei. Fiecare dintre ele precizează în comunicate oficiale numărul diplomaților expulzați. Astfel, Germania, Franța sublinierei Polonia au declarat persoana non grata 4 diplomați ruși sublinierei, Lituania sublinierei Cehia, 3, Italia, Danemarca sublinierei Olanda, 2, Finlanda, Estonia, Letonia, Croația sublinierei România câte unul, cea de-a 14-a car fiind, conform unor surse diplomatice, Suedia, un număr neprecizat. La rândul său, Departamentul American de Stat a anuncat expulzarea a 60 diplomați ruși sublinierei, în timp ce Canada va expulza 4 diplomați ruși sublinierei. Ucraina s-a aliat acestei acțiuni, declarând persoana non grata 13 diplomați ai Moscovei. Marea Britanie a expulzat deja 23 de diplomați ruși sublinierei, Rusia răspunzând la rândul ei cu expulzarea unui număr identic de diplomați britanici, plus închiderea British Council.